poliție. Medica da, Vincentor. Avem și poliția aici cu noi. Eu aseară la ora 2 am terminat munca. O să mai facem episoade de felul ăsta. Acum 2 ani aveam noi un proiect pe care l-am numit Jurnalul unui misionar. Pace vouă, prieteni. Chiar acum suntem în județul Botoșani, în localitatea Știubeni. Călătorim către Petrișor, pentru că acolo vom ajuta la terminarea grăjduțului. Avem aici cu noi un geam și ușa care va fi pusă la graj, da? Unde va locui vaca Joiana lui Petrișor. Și de asta mergem acolo, trebuie să luăm niște decizii și să terminăm, să ajutăm să fim și noi acolo împreună cu voluntarii la terminarea grăjduțului. Acum 2 ani aveam noi un proiect pe care l-am numit Jurnalul unui misionar. Dar aparent se pare că ne-am cam lăsat de acel proiect și vrem să reîncepem să mai postăm din Jurnalul unui misionar. Adică o dată pe săptămână probabil, din activitățile pe care le avem atunci când suntem pe teren sau într-o activitate de misiune. Vrem să vă spunem și cum a fost la Buzău în misiune. Duminică noapte spre luni dimineață am ajuns acasă, undeva pe la ora 5 dimineața am ajuns acasă. Chiar a fost un program foarte intens. Duminică am avut 6 programe de biserică și... Uite, poliția, duminică avem centru. Avem și poliția aici cu noi. Duminică am avut 6 programe de biserică, după aia ne-am pornit spre casă, am ajuns într-un târziu, dar drumul a fost ok, nu a mai nins și am putut să ajungem cu bine acasă. Acum ne refacem după atâta oboseală și după atâta alergătură. Ne refacem tot pe drum. Da, acum tot pe drum suntem, dar sperăm să prindem o noapte mai întreagă, mai lungă, să putem să ne odihnim cum trebuie. Eu am prins noaptea trecută, nu știu tu. Eu aseară la ora 2 am terminat munca și nu prea, cu odihna mai deloc. Și acum să ne întoarcem la Jurnalul misionar, adică la momentul de acum. Ducem ușa și geamul pentru că busul de locuri este acolo, la Petrișor, au plecat voluntarii cu el. Acum 3 zile sau 2 zile în urmă și au rămas acolo, dormit acolo. Și am încărcat în șaran ușa și geamul pentru că nu avem busul de marfă. O parte din bani sunt adunați pentru busul de marfă și așteptăm ca să găsim un bus potrivit pentru treaba și activitățile pe care, în care îl vom folosi. Doamne ajută ca să adunăm toți banii și să găsim un bus bun. Cât de bun pentru a face cât de mulți kilometri sau cât mai mulți kilometri în numele lui Hristos. Mă uitam zilele trecute când am mers cu busul să încărcăm materiale de construcție pentru acest grajd. Am încărcat în el saci de ciment, de toate materialele acolo ce trebuia, fier, plasă, chiar și lemn am încărcat. Pe deasupra am pus și baloții pentru făcuța și mă gândeam, când ne va pregăti Domnul un bus de marfă, ne va fi de mare, mare folos. Noi vă mulțumim că ați fost și de data aceasta la Jurnalul unui misionar. Încercăm ca pe viitor să mai facem episoade de felul ăsta și mulțumim că veți rămâne cu noi. Și nu uita să te abonezi la Misiunea Bucovina dacă nu ești abonat. Și un like.